pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta. Fiule, dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, Aruncă-te cu fața la pământ și stăruie de el. Nu da somn ochilor tăi, nici a țipire ploapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Totuși, își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele într și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte, ochii trufași, limba mincinoasă, Mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, marturul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mostrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei că și pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân, fără să îi se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși, fără să i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine, și o cara nu i se va șterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbat, și n-are milă în ziua răzbunării. Nu se uită la niciun preț de răscumpărare, și nu se lasă îndupleca nici chiar de cel mai mare dar.